Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Ne-am propus astă seară să vorbim despre învățământul târgujian mai mult. Am abordat acest subiect mai rar în ultimul timp și avem plăcerea să vină în studio domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului. Bun venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Spuneam că aveam de gând să facem această emisiune pentru că trebuie spus, în ultimul timp sunt anunțate foarte multe investiții la Târgu Jiu pe sectorul de învățământ. Dacă privim media, sunt foarte multe activități, foarte multe proiecte care au un sprijin în Consiliul Local, în Primăria Târgu Jiu. Și, ca să nu mai spunem și un alt lucru, se vede cumva atenția care este acordată acestui sector vital pentru dezvoltarea unei localități, cel de educație, sectorul de educație. Pornim și susținem ideea că e cea mai necesară investiție pe care trebuie să o facă România în acest moment, investiția în educație. Rolul autorităților locale, a primăriei în cazul nostru, este foarte bine stabilit prin susținerea infrastructurii școlare. În urma dialogurilor pe care le avem cu directorii, cu membrii consiliilor de administrație, reușim să susținem prin proiecte de hotărâre investiții pentru infrastructura școlară a municipiului Târgu Jiu. Chiar în ultima ședință de Consiliu Local, care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, au fost 9 materiale de acest gen care au alocat sume de bani unităților școlare din municipiul Târgu Jiu pentru investiții în mobilier, în diferite achiziții de materiale didactice. Ne mai vorbim de faptul că sunt în derulare și alte investiții de acest gen. M-aș referi, de exemplu, este în curs de derulare licitație pentru liceul de arte, schimbarea șarpantei și fațada acestui liceu și alte proiecte pe care le-am depus și au fost declarate eligibile la nivel național și care așteaptă finanțare. În vara acestui an, aproape în toate unitățile de învățământ din municipiul Târgu Jiu au avut loc investiții. Sunt investiții necesare, reparații, dar și noutăți. Dacă ne referim la școala 4, de exemplu, Alexandru Ștefulescu, acolo avem o extindere, cea mai veche deja, da? Școală din municipiul Târgu Jiu, datorită actului de calitate pe care îl oferă, de învățământ pe care îl oferă această unitate și poziționarea ei într-o zonă centrală, solicitările care sunt ne-au dus la inițierea unui proiect prin care să extindem cu câteva săli de clasă această unitate de învățământ. Va intra în modernizare și baza sportivă a acestei școli. Liceul Enrico Andă. Vă spun doar câteva, n-aș vrea să plictisim punctual auditoriul. Liceul Enrico Andă, care are o sală de sport, a mai fost modernizată în urmă cu 7 ani și acum va beneficia de asemenea de o investiție, o construcție a șarpantei acolo, pentru, fiind o clădire mai veche, are nevoie de acest gen de investiții. Nu mai spun de susținerea pentru cofinanțări, acolo unde școlile au reușit să acceseze fonduri prin diferite proiecte educaționale. Au venit către Primăria Municipiului Târgu Jiu și, slavă Domnului, am reușit să găsim soluțiile de a acorda acest sprijin. Da, până la urmă sunt la finalizare câteva investiții mari și aici amintesc o lucrare pe care a fost amintit de foarte multe ori în această emisiune, când încă era doar un deziderat, e vorba de sala de sport de la Liceul Economic, dorită și de fosta conducere și de actuala, iată că acum ea e în fază finală și deci tinerii vor avea la dispoziție pe lângă sala sporturilor, care este și bănuiesc în 2018 va fi gata. Sigur, în primăvară va fi funcțională. Da, vom avea și această lucrare pentru elevi. Ați adus aminte de proiectele acestea care au nevoie de cofinanțare? Procentele nu sunt mari, dar sumele se adună. Da, la 150-200.000 de euro, cât e un proiect de acela la maximum,
un 2% înseamnă totuși aceste sume și școlile nu au aceste sume. Iată că reușiți să faceți acest lucru și mă uitam că în țară sunt probleme în alte orașe chiar cu potențial economic mai mare decât al nostru, că nu se pot găsi acei bani ca școlile să beneficieze de aceste proiecte pe care le câștigă în urma unor concursuri de dosare. Cred că norocul și al administrației și al unităților de învățământ este faptul că am găsit o cale de dialog. Viziunea pe care au avut-o și directorii acestor unități școlare, prin care au anunțat că vor accesa anumite proiecte, am știut să prevedem fondurile necesare pentru derularea acestora. Nu e lipsit de interes că cred că au fost peste 20 de state europene, au avut reprezentanți la Târgu Jiu în acest an, în diferite proiecte Erasmus, de exemplu. Lucru care ne-a bucurat, am ajutat nu doar cu partea financiară, am ajutat și cu partea logistică pentru derularea acestor proiecte. Direcția de turism și evenimente culturale a fost în permanență implicată alături de organizatori. Au avut ocazia să vadă și frumusețile pe care le oferă municipiul Târgu Jiu, pentru că fiecare caută să-și scoată în evidență plus valoarea pe care o gestionează sau o administrează în orașul său. Spuneam de... Se vede că școlile au o atenție sporită din partea... De fapt, atenția a fost, se păstrează constant în ultimii ani la adresa școlilor și se vede acest lucru, școlile arată bine. Pe de altă parte, și Târgu Jiu începe să... și la Târgu Jiu începe să se vadă problema aceasta a reducerii efectivelor de elevi pentru că sunt nașteri mai puține, se pleacă în exterior. Ce aveți în vedere din acest punct de pe această direcție? Pentru că investițiile, din ce am văzut eu în general, practic nicio școală n-a rămas fără investiții. Adică, practic, în toate instituțiile de învățământ de pe raza Târgu Jiului s-a investit într-un fel sau altul în ultimii ani. Vă păstra aceea strategie sau ne concentrăm pe unele care gen școala Ștefulescu sau nu știu care liceele mari, pe care oricum au o cerere foarte mare și unele sunt deja încep să aibă probleme pe zonele de margine ale municipiului. Sigur, ne ducem cu gândul în primul rând la școlile din zonele de margine ale municipiului. Însă, tot aceste zone de margine sunt zonele care se dezvoltă imobiliar cel mai mult în ultima perioadă. Deci este clar că va trebui să susținem acolo și infrastructura școlară. Dacă poate anul acesta nu avem suficienți elevi, trebuie să venim cu investiții, să ajutăm calitatea actului de învățământ acolo, pentru ca părinții din zonă să nu fie nevoiți să caute o alternativă în zona centrală. Trebuie să gândim pe toate palierele. Încuraja și a susține la nesfârșit o investiție doar în școlile din zona centrală, extindere. Nu este o soluție. Vă spun un lucru. Sau nu e cea mai bună. Da. Doar din punct de vedere al aglomerației urbane în zona centrală, al circulației. Dacă mai faci două clase la o școală din zona centrală, înseamnă 60 de mașini între ora 7:30 și ora 8 în acea zonă centrală. E toate astea trebuie să le avem în atenție și le avem în atenție, bineînțeles. Deci, nu înseamnă că școlile mărginașe nu vor beneficia de atenția noastră în continuare, vor trebui susținute poate mai mult de aici înainte pentru a oferi o alternativă acolo. Despre liceele din municipiul Târgu Jiu, aici, având în vedere și investițiile care s-au făcut în ultima perioadă, mă refer la investitorii care au venit în municipiu. Chiar fac o paranteză, săptămâna trecută știm cu toții și ne bucură, fosta Avicola a fost cumpărată de o firmă românească foarte puternică. Se dorește aici o investiție de 20 de milioane de euro. Se discută de cel puțin 10 milioane de capete de pui abatorizate pe an la Târgu Jiu, iar toată investiția aceasta va avea nevoie de 600 de angajați. Au pus problema cei din patronat, problema necesității școlilor de formare profesională, școlilor de meserii. Și
au ridicat o minge la fileu autorităților locale, spunând că doresc să devină parteneri în aceste proiecte. Da, în momentul de față, din ce știu, n-avem, pe domeniul respectiv nu avem niciun fel de specializare cumva profesională. Deci cumva liceele din Târgu Jiu, iată, trebuie să se gândească, au o oportunitate, deși avem, din nefericire, situația din acest an, în care o ofertă, zic eu, tentantă, făcută de colegiul Hericoand împreună cu firma Artego, nu s-a bucurat de atenția care ar fi fost necesară, pentru că totuși să iei, să n-ai niciun cost, să iei vreo 5 milioane ca să vii la școală, nu mi se pare de acolo, mai ales în condițiile de la Gorj din acest moment. Și iată că toți se confruntă și trag un semnal de alarmă, lipsa specialiștilor, lipsa meseriașilor. Nu mai găsești sudori, nu mai găsești instalatori. S-a mers cu alternativele astea de formare profesională prin diferite cursuri susținute de Uniunea Europeană. Foarte bine, au fost bani care au venit în România, milioane bune de euro, dar unde sunt urmările practici? Un sudor, un instalator, nu se face în câteva ore, da. Nu îl faci în 3 luni. Am constatat un lucru. De exemplu, am avut o întâlnire la una din universitățile din municipiul Târgu Jiu și am ridicat problema pe care ne ridică și nouă hotelierii. Lipsa personalului calificat. Identificăm o problemă. În primul rând, la universități, pe turism, vorbesc de cea privată de la noi din municipiu. Aia vreau să spun și că profilul există la mai mult. Exact, și spuneau că nu a fost cerere. De ce nu este cerere? Și aici cred că legislația trebuie pusă la punct. Degeaba termini o facultate, management în turism, pentru că nu te poți angaja ca director de hotel. De ce? Pentru că n-ai mai absolvit încă un curs în baza căruia să obții un atestat de manager în hotel, un curs de 3 luni sau 6 luni sau cât o fi. Și atunci, eu sunt absolvent de liceu industrial. Eu când am terminat liceul, am primit un atestat de electromecanic. Ăsta e liceul pe care l-am terminat eu. Mi-a plăcut domeniul respectiv, mi-au plăceau mașinile mai mult decât acum în acea perioadă. Am primit un atestat. Da? Eu la a doua zi puteam să mă angajez. Eram calificat. Nu cred că e greu și e una din problemele pe care o voi ridica în noiembrie la întâlnirea cu ministrul turismului. Atunci când termini facultatea de turism, să poți să fii, nici recepționeri nu pot să fie cei care termină facultatea de turism. Pentru că nu au atestat în acest asta caz. Asta trebuie să o rezolve Ministerul Turismului sau și cel al educației? Împreună, dar trebuie să vină din partea Ministerului Turismului. Dau un exemplu strict pe acest caz. Da, și atunci, cu siguranță că dacă vom reuși să oferim tânărului toate hârtiile de care are nevoie, patalamaua la mână, cum spune românul, atunci cu siguranță vor fi căutate aceste domenii. Da, și unul de viitor, adică dacă tot vrem să dezvoltăm turismul în Gorj, sigur, trebuie să facem și acest lucru. Locul de muncă l-ai asigurat. La fel se discută și am avut discuții și o relație foarte bună și cu cei de la liceu economic în ceea ce privește pregătirea viitorilor angajați din domeniul hotelier, turistic, alimentație publică. Ce spuneam mai devreme, îi formăm și pe domeniul economic și pe alte domenii și după aceea și azi văd. Deci, practic, avem problema asta la nivel național. Nu e o problemă specifică Gorjului. Dar, în momentul... Deci, ce putem să facem ca acești specialiști să-i ținem la Târgu Jiu, să-i ținem la Gorj? Sunt sigur că, în primul rând, contează salariul. Va fi o presiune pentru mediul de afaceri să ajungă salariul minim pe economie la 1900 de lei. Va fi o presiune. Dar ne apropiem deja la 1900 de lei și cu bonuri de masă și alte sporuri sau bonusuri pe care le primesc angajații, se apropie de 500 de euro pe lună în mână. Ori 500 de euro în mână îi rămâne dacă lucrează în Occident în acest moment. Degeaba e acolo 1000, 1200, 1500 pentru că acolo plătește chirie, plătește mâncare, masă, fiecare și așa mai departe și un drum ca să vin acasă deja înseamnă un salariu pe lună, o economie de salariu pe lună și așa mai departe. Bun, dacă ar avea banii ăștia aici în România, aici unde are casă, are familie, are gospodărie, cu siguranță
mult mai mulți ar rămâne acasă și ar începe să se întoarcă cei din Occident, care se întorc cu o mentalitate sănătoasă. Acolo au cultul muncii și vor veni și schimbarea, cred eu, se va produce foarte simplu. Pentru că vor veni cu un mod de lucru care va ajuta și patronatul, va ajuta și... și problema, bun, vom avea oraș. Și se anunță, vorbeați de locurile de muncă de la Vicola, sunt și altele care se pregătesc la nivelul Târgu Jiului și e foarte bine, chiar vă felicităm pentru că administrația locală, județeană, toți s-au implicat să și-au dat mâna sigur, cumva să da. Se facă aceste lucruri, dar pe de altă parte, cred că nu e suficient aici, încă e nevoie de investiții, să încurajăm cumva pe cei care vin și, de fapt, după unul vor veni și alții, dacă văd că sunt lucrurile serioase la Târgu Jiu. Și aici, dacă vin mai mulți și oferta va fi mai bogată, cum e în Ardeal, să spunem, automat lucrurile se vor schimba. Deci dacă ai pentru ce să vii, pentru că cel care e din străinătate a plecat odată și ca să vină înapoi, trebuie să fie atras mai... Vorbim doar de cei care sunt plecați în străinătate? Nu vorbim de cei care sunt plecați în țară la muncă? Da, este și asta o problemă și deci, sunt, mai ales în zona Ardealului, sunt foarte mulți care sunt plecați, care pleacă, se întorc 4 la 2 săptămâni acasă, au găsit varianta asta. Ei, având aici alternativă, cu siguranță vor fi acasă. Școlile din Gorj, liceele din Târgu Jiu, pot să facă față acestei provocări să pregătească noi specialiști, asta cu siguranță. Există, să zicem, resursele umane, există resursele materiale, iată că investiți în aceste școli. Acum rămâne să vină și concret acele proiecte, acele cerințe ca să se plieze pe el. Pe de altă parte, apropo de, să zicem, viitorul învățământului și de ce se întâmplă, și spuneam efectivele reducere, pentru că efectiv nu mai sunt atât de mulți tineri. Ori au plecat, ori nu se mai nasc atât de mult. Deci natalitatea este o problemă la nivel de țară. Cred că aici ar trebui gândit și pe instituții de învățământ mai puternice în domeniul liceal, adică cred că ar fi și s-a tot vorbit în anii din urmă de anumite, sunt licee asemănătoare sau cu aceleași profile, poate chiar în apropiere unde cumva ca ele să strângă forțele în unele niște instituții mai puternice. Sigur, e dureros și știu, dar mi-asum lucrul ăsta. Încă mai facem și mai dăm specializării unităților de învățământ după nevoia cancelarii. Din nefericire așa e. Cred că mai mult de 50% din clasele de liceu din Târgu Jiu acolo ca specialitate este Mate Info. Da. E mult. E mult pentru că nu facem copiii aia, dacă merg mai departe în domeniul IT, nu facem decât să îi exportăm către Timișoara, către Cluj, către București. Sunt investiții, e de luat în calcul o investiție și o susținere a unei investiții în IT aici acasă, la Târgu Jiu. Nu e o investiție foarte mare, dar contează ce facilități primesc tinerii respectivi acasă. Trebuie gândit, e de luat în calcul acest lucru. Da, cu siguranță e de gândit o asemenea strategie și poate o vedem chiar din partea primăriei Consiliului Local, pentru că pe lângă strategia culturală, de care o să vorbim astăzi mai mult, clar trebuie să avem o strategie pe sectorul de educație, care practic este tot parte a segmentului cultural de la nivelul Gorjului. Dar aș vrea să pornim această discuție pe partea culturală, tot de la partea turistică de care vorbeam mai devreme. Pentru că chiar vedeam pe un site ce ai face dacă ai petrece o oră în Târgu Jiu, ce ai face, ceva de acest gen. Uh-huh. Trebuie să ne gândim că deși avem instituții culturale, unele chiar cu potențial foarte mare, noi nu oferim încă foarte multe variante turiștilor care vin la Târgu Jiu sau nu creăm, bine, în ultimii ani s-au creat tot evenimente care să creeze ocazia unui turist să vină la Târgu Jiu. Dar cred că e loc de mai bine și locul cel mai important de care ar trebui să ne legăm practic tot, inclusiv învățământul, dar în special partea culturală, este să ne legăm de moștenirea brâncușiană. Ancorarea de această moștenire și valorificarea ei, cred că ne poate duce foarte departe. Spunea Brâncuș,
la un moment dat, când se întorsese, așa cu Nădu când s-a întors acasă, că nici nu știm ce ne-a lăsat el aici. Iată că noi încă descoperim ce ne-a lăsat sau încă nu suntem în totalitate demni de ce ne-a lăsat aici să valorificăm tot ce se întâmplă. Și aș pleca și inclusiv de ce s-a discutat la ultima ședință de Consiliul Local. Eu cred că o investiție în infrastructura culturală și turistică este o investiție reușită. Oriunde în lume, unde s-au făcut astfel de investiții, astea au adus creștere economică în comunitatea respectivă. La nivel european, ne apropiem de 9% din PIB-ul Uniunii Europene vine din cultură. Și asta înseamnă inclusiv activități conexe în cultură, încurajarea artiștilor plastici mici, a foștilor meșteșugari care reușesc să facă din ce făceau odată și era util gospodăriei, acum reușesc să scoată lucrări de artă sau suveniruri sau oferă, iată ce furori face, de exemplu, IA românească în moda numai european. Ne confruntăm cu mai multe lucruri în acest domeniu. Avem de departe cel mai important muzeu, cel mai valoros muzeu în aer liber din lume, Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Domnule Șumâncu, gândiți-vă că la anul se vor împlini 80 de ani de când a fost inaugurată această Cale a Eroilor. Gândiți-vă că până acum, când vorbim de dosarul UNESCO, care urmează să intre în analiză, dosarul UNESCO cu privire la Calea Eroilor, nu s-a discutat clar că operele lui Brâncuș de la Târgu Jiu pornesc de la Masa Tăcerii până la Coloana Infinitului, iar Calea Eroilor este și el un monument. Deci discutăm, ele nu pot fi tratate separat. Corect. Ele trebuie să date ca un tot unitar. Așa au fost gândite. Este un ansamblu. Da. Aproape 80 de ani s-a vorbit foarte puțin despre un ansamblu de lucrări. Gândiți-vă că din 1978 n-a mai existat la Târgu Jiu un congres internațional cu specialiști din domeniu, așa cum am avut în 78, când Târgu Jiu a reușit și a găzduit atunci tot ce însemna vârf în domeniul critici de artă, artiști exegeții a lui Brâncuș, să ai la Târgu Jiu VG paleolog, să îi însoțească la coloană inginerul Gorjean. Lucrurile au fost publicate. Puțini reușesc să le mai aduc în actualitate. Eu mă uit cum atât de mult încercăm în fiecare an, nu eu, nu sunt de specialitate, apar tot felul de specialiști în domeniul ăsta. Își dau cu părerea despre Brâncuș. Dar nu pornesc și nu țin cont de ceea ce spuneau exegeții lui Brâncuș. Și paleolog, de exemplu. Și Gianu, de exemplu. Iată că începem să discutăm despre un ansamblu Calea Eroilor. Povestea trebuie creată și orașul și economia în acest domeniu, în cultură și turism, trebuie să graviteze în jurul acestui ansamblu. Spuneam că este un ansamblu în aer liber. La 1 iunie au fost numărate de mine, colegii mei de la și cu poliția locală, autocarele și microbuzele într-o singură zi, 1 iunie, parcate la coloană. Peste 3.000 de vizitatori. Vin, văd, citesc pe smartphone, citesc informațiile de pe panourile respective și pleacă. Mulți spun că trebuie să avem ghizi acolo. Nu poți să ai ghid pentru 3.000 de oameni sau pentru 10 grupuri care vin o dată în parcul coloanei sau în parcul central. Trebuie găsite metode de a oferi această informație. Gândiți-vă că nici în Târgu Jiu marea majoritate a populației nu știe că acest ansamblu a fost ridicat în cinstea eroilor căzuți în războiul de reîntregire. Pentru că la anul, dacă aniversăm centenarul Marii Uniri,
la anul aniversăm 80 de ani și de la ridicarea celui mai important monument în cinstea acestor eroi. Da. Și din fericire îl găzduim la Târgu Jiu. Ce se întâmplă în Occident cu astfel de monumente sau astfel de obiective turistice? În Occident și-au creat pe lângă aceste obiective turistice centre de interpretare, se numesc. Intri, sunt ca niște muzee. Gândiți-vă că acest ansamblu nu are un muzeu al său. Are o poveste incredibilă. Cum a fost turnată coloana, cum s-au găsit soluții că nu erau bani, cum au bonat acolo că-s vagonezi de mină și au putut să toarne modulele, cum a reușit Gheorghe Tătărescu să, și soția sa, Aretia Tătărescu, să convingă clasa politică din România și să aducă fondurile necesare către Târgu Jiu, să-l aducă pe Brâncuș, că din 35 începe o corespondență cu Brâncuș și de-abia în 37 pornește la lucru. Lucrurile astea trebuiesc spuse. Turiștii trebuie să aibă acces la aceste informații. Asta gândim. Și la altele care au urmat, pentru că e o întreagă odisee cu coloana în anii 50, când eram să rămânem fără acea moștenire. Știm ce s-a întâmplat. Sigur că da. Și trebuie să ne imaginăm un lucru. Trebuie făcut un centru de interpretare, un muzeu al căii eroilor, a ansamblului monumental Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Unde? Atunci când vine grupul de turiști, va avea acces în primul rând într-o sală de cinematograf, unde va vedea un film de prezentare. Cu imagini chiar din vremea când se făcea. Imagini din vremea respectivă, cu istoria acestui oraș, cu luptele de la podul Jiului, pentru că au contat foarte mult. De-aia masa tăcerii e acolo unde e și de acolo începe povestea de la Jiu. Da. Cu povestea Ecaterinei Teodoroiu, că dacă în 35, când Aretia Tătărescu îi spune miliției Petrașcu să ridice un monument pentru eroi, după ce a făcut mausoleul din centrul orașului, milița Petrașcu nu îi spunea să-l cheme pe Brâncuș. Poate nu aveam ce avem astăzi aici, cu siguranță nu aveam. Iată cum sunt legate lucrurile. Iată că sacrificiul eroilor de-a dreptul a dus la crearea acestei minuni de la Târgu Jiu, acestui ansamblu. Vorbeați de mașinile acelea de autocare. Vin, văd, am fost la coloană la Târgu Jiu, poate unii ne ajung la celelalte opere din, de pe calea eroilor. În timp ce, dacă ar fi să vadă și tot ansamblu, să vadă, să intre în muzeul respectiv, ar pleca, ar fi o fantastică promovare a Gorjului și a tot ce înseamnă. Domnul Șomacu, s-a creat în ultimile zile o întreagă isterie că a venit Adrian Tudor și a propus Consiliului Local să gândim să achiziționăm terenuri, clădiri pentru a pune în valoare ansamblu Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Eu am venit și am propus în Consiliul Local achiziționarea fabricii de confecții, care este un lichidar. Da. Ce înseamnă asta? Este o idee, nu mi-aparține, este în proiectul de management al managerului centrului Brâncuș, Doru Strâmbulescu. Domnul Doru Strâmbulescu a venit punctual cu aceste propuneri în proiectul lui de management votat de Consiliul Local și semnat de primarul municipiului Târgu Jiu. Avem 2 hectare de teren lângă coloana infinitului. Avem această fabrică cu 2 hectare de teren. Clădirea este extraordinar de bună pentru a fi folosită în acest scop. De ce? Are open space la fiecare nivel și poate fi compartimentată după nevoile sau la, așa cum ne vor spune specialiștii. Spuneați de autocare. Autocarele vin, parchează la coloana fără sfârșit, turiștii văd coloana și pornesc și văd apoi în parcul central operele. Pe noi ne interesează turiștii să meargă pe jos prin Târgu Jiu. Ne interesează ca turistul să cumpere măcar o înghețată sau o apă plată, alții să rămână să mănânce în Târgu Jiu, să-și cumpere suveniruri, să își cumpere haine, să-și cumpere produse pe care le oferă magazinele din municipiul Târgu Jiu. Așa trebuie să gândim, pentru că vrem să trăim de pe urma ansamblului de la Târgu Jiu. Obligatoriu parcarea va fi autocarilor în zona coloanei fără sfârșit. Acum, brâncușologii locali, sigur, vor spune, traseul inițiatic este de la masa tăcerii către coloană.
Știu. Și tocmai de aceea, de la fabrica de confecții de acolo, de unde vom crea acest centru cultural, care va trebui să ofere așa, un cinematograf pentru grupurile de turiști. Marile muzee au astfel de cinematografe, intri, vezi un film de 15-20 de minute, vezi un muzeu, o sală de expoziție cu fotografii și documente legate de povestea ansamblului de la Târgu Jiu, slavă Domnului, avem. Avem ce să arătăm și avem ce să spunem. Să fie acolo galerie de artă, pentru că Târgu Jiu aduce în ultimii ani cei mai mari artiști ai României să expună la Târgu Jiu, și pictori, și sculptori, și ceramiști, și graficieni. Și avem o galerie de artă de 100 de metri pătrați în centrul orașului. Ce ar însemna o galerie de artă mare? Maria Balea, acum găzduim în Târgu Jiu expoziția Mariei Balea de la Arad. Jumătate din lucrările cu care a venit au rămas nedesfăcute, pentru că nu este spațiu suficient. Și e păcat de acest lucru. În afară de o galerie de artă, putem gândi acolo o sală de evenimente multifuncționale. Concerte, conferințe. Aici atingeți lecții un punct și mai nevralgic, pentru că Târgu Jiu continuă să fie lipsit de acea sală atât de necesară. O să discutăm și despre Casa de Cultură a Sindicatului. Și cred că dacă în România vorbim despre necesitatea de a avea un muzeu de artă modernă, cel puțin secția sculptură trebuie să fie la Târgu Jiu. Sau la Târgu Jiu să găzduiască sculptură post-Brâncuș. Ne întâlnim cu un caz extraordinar acum. Prin relația pe care o avem cu membrii Consiliului Științific al Centrului Constantin Brâncuș, Târgu Jiul este pe cale să intre în posesia unei lucrări de sculptură George Apostu. Donație. Foarte important. Donație. Având în vedere cât costă o operă de aia. Exact. Apostu, da. Nu intrăm în detalii ce înseamnă George Apostu post-Brâncuș. A lăsat trei lucrări unei cunoștințe, unui diplomat, care sunt în Tunisia. Și familia respectivă le oferă statului român acum. O lucrare va ajunge la Centrul Apostu de la Bacău, o lucrare va ajunge la Muzeul Național de Artă și o lucrare va ajunge la Târgu Jiu. Șansa este că lângă Centrul Constantin Brâncuș, lângă Primăria și Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, există acești oameni care îl iubesc pe Brâncuș, nu pe Tudor, nu pe primarul Romanescu, nu pe Doru Strâmbulescu, îl iubesc pe Brâncuș și vor să facă ceva pentru Brâncuș. Nu este lipsit de interes că aproape toți artiștii care au ajuns la Târgu Jiu și au lăsat sculpturi monumentale în cadrul taberelor, care le avem prin oraș, amplasate, au spus că ar dona fiecare câte o lucrare pentru acest muzeu de artă modernă. Da, avem deja un patrimoniu de picturi, de lucrări, care trebuie să fie expus. Deci, iată că am creat un obiectiv turistic fantastic. Știți foarte bine că în ultimii ani am reușit la Coloană să facem niște evenimente culturale de marcă. Te bucură faptul când vezi că la ultimul concert, când am văzut la ultimul concert al turneului Stradivarius, oameni veniți din Franța. Am beneficiat și noi, bineînțeles, și de reclama acestui turneu. Și au preferat să vină să vadă concertul de la Târgu Jiu. Da, având în vedere Brâncuș, că era lângă operele brâncușiene. Da. Sigur. Spațiul, revin, acest spațiu, acest centru cultural, acest obiectiv pe care vrem să-l creăm, nu știm cum se va numi. Va trebui să decidem, să spună specialiștii ce denumire să primească. Trebuie să găzduiască servicii conexe. Turiștii vin, trebuie să consume. Cafenele, restaurante, muzeul în aer liber poate fi acolo. Ateliere pentru artiști. Un oraș care nu cheltuiește mult. Dacă are aceste ateliere și are spații de cazare primăria și le oferă artiștilor, vin, creează și oferă lucrări și lasă lucrări în patrimoniul orașului.
sunt foarte importante. Peste o generație sau două, patrimoniul orașului va fi valoric vorbind, cu lucrări de artă, nu va avea România. În România un alt oraș așa ceva. Se adună picătură cu picătură. Poți și trebuie creat un traseu turistic în Târgu Jiu, de la coloană din parcarea asta de autocare, care va fi obligat, trebuie să fie obligatorie acolo. Dar nu trebuie să omul să parcheze și omul acolo, dacă parchează, știe că va găsi ceva interesant. Își va primi informațiile, va primi hărți, va primi pliante, va vedea filmul ăla de 15 minute despre Brâncuș, despre istoria Târgu Jiului și așa mai departe, și va pleca să vadă ceea ce a aflat că există și știe ce va urma să vadă. Și dacă pleacă pe strada Tudor Vladimirescu, care și ea intră într-o reabilitare, deja cablurile le trecem acum prin subteran, iluminatul, se schimbă, da, ușor, ușor, și vor pleca pe strada Tudor Vladimirescu până în piața prefecturii, la mausoleul Ecaterinei Teodoroi. Și de acolo vor merge în Parcul Central și vor vedea podul Ferdinand, care este un obiectiv asupra căruia nu s-a plecat. Până acum nu s-au plecat foarte mulți, dar pe care vrem să-l punem în valoare. Și mai ales în contextul centenarului. E povestea orașului nostru. 14 octombrie este ziua care ne reprezintă pe noi ca târgujieni. Prin curajul de care a dat dovadă de la cel mai mic până cel mai în vârstă cetățean al orașului atunci. Și vede podul Ferdinand și știe povestea că acolo au luptat și au respins armata germană și austro-ungară și de acolo pleacă în traseul inițiatic, cum îl numesc specialiștii și cum ne place și nouă tuturor să spune. Intră pe via sacra a României, de la masa tăcerii până la coloană. Pentru că proiectul are deja primii bani alocați, 2 milioane de euro. Va intra în prima fază amenajarea peisagistică de la strada Popa Șapcă până la coloană aproape. Schimbarea pavajului, trotoarelor, stâlpilor. Deci începe să arate altfel după ce se va finaliza acesta. Și să arate ca un tot unitar această cale a eroilor. E mult să mergi 2 km pe jos? Nu. Pentru că ai ce să vezi. Dar trebuie să începem să le spunem. Vor trece pe lângă o casă care a găzduit tipografiile Miloșescu. Cine a fost Nicu de Miloșescu? Ce poveste frumoasă are telegrama lui Miloșescu către fetele lui când au fost luptele la podul Jiului? Când nu putea să le spună că au fost lupte aici și le-a scris că a fost o nuntă, să știe fetele lui că a fost bine, cum a picat scrisoarea aia în mâna lui Iorga. Iată câte povești adevărate avem a spune despre orașul ăsta. Cum acolo, aproape de biserica din centru, care are și ea povestea ei și e unică, da? Acolo a fost primul consiliu județean al orașului. Avem muzeul de artă în Parcul Central care va fi accesibil. Avem muzeul de istorie care de pe Calea Eroilor va trebui să direcționăm turiștii să intre să-l viziteze, care are o expoziție permanentă foarte interesantă. Foarte interesantă. Cam așa am văzut lucrurile eu și oamenii cu care am discutat. Și concluziile astea le-am tras văzând ce se întâmplă în alte locuri care găzduiesc astfel de muzee în aer liber, cum e cel de la Târgu Jiu. Dacă... Deci un asemenea proiect care poate fi pus, deci Târgu Jiu are obligația să pună un asemenea proiect în valoare, e adevărat, apropo de Calea Eroilor, sunt 2 milioane de euro, mai trebuie multe până se va să fie până la finalul anului, discuțiile sunt că vor fi mai mult de 2 milioane de euro alocate, pentru că sunt multe proiecte care nu vor intra la finanțare la nivel național. Nu sunt gata documentele, nu sunt luate avizele și așa mai departe. Și atunci vor mai veni banii acum în prima fază. El oricum se va realiza în etape. Bugetul este un buget multianual, se va realiza în etape. Bun, e un proiect de valorificare a tezaurului brâncușean de la Târgu Jiu și cred că aici ar trebui insistat mai mult decât pe partea cealaltă. N-am nimic cu ideea. De fapt, ideea e deja lege, să zicem, acel Muzeu Național Brâncuș care trebuie să facă la Târgu Jiu, dar care are, să zicem așa, multe semne de întrebare. Și de ce spun acest lucru?
Pentru că noi, gorjenii, nu putem veni cu un aport foarte mare. Adică vine omul la Târgu Jiu, dar ca să vadă ce. În condițiile în care, să zicem, le văd operele, sunt cele din aer liber, nu avem altele pentru un muzeu. Dar un muzeu de artă contemporană, de artă modernă, de fapt, ar însemna extrem de mult la Târgu Jiu și ar valorifica acea tabără. Bine, acum mai era o propunere și am văzut-o, chiar vreau să o ridic la un moment dat. A fost o discuție că nu putem, ce facem cu operele acelea din taberele Brâncuși. Una din propuneri și care cred că n-ar trebui neglijată, mai ales că avem, vorbeam de instituții de învățământ foarte, unele dintre ele foarte, poate unele din ele ar avea nevoie în curți, la intrări, de valorificare unui asemenea. Este o idee, există în unele unități de învățământ, în patrimoniul lor deja astfel de lucrări, da. Sunt, dar foarte puține. Aș vrea să mai fac câteva precizări. Vorbim de un muzeu atât de necesar, un muzeu de artă modernă. La Galați, zilele trecute, Consiliul Județean a aprobat 3 milioane și jumătate de euro aproape pentru a construi un muzeu de artă modernă. Iată. Baia Mare a construit deja ateliere de artiști, au făcut un spațiu expozițional fantastic la Baia Mare, o investiție de 3 milioane de euro. Nici Galațiu, nici Baia Mare n-au Brâncuși. Exact. Și vreau să vă mai spun un lucru. Putem intra, avem cu toții acces la internet. Cât dezvoltă și cum polarizează o investiție în cultură, o comunitate. Bilbao, care de câțiva ani a dat în funcțiune Muzeul Guggenheim. A crescut fantastic economia în acel oraș. Este pe harta lumii. Eu asta am spus-o și în Consiliu, în comisii, am spus-o și atunci când am avut ocazia la teatru, când s-a oferit Premiul Național Brâncuș. Avem două variante. Târgu Jiul să fie pe harta lumii ca oraș cultural și turistic, recunoscut, datorită patrimoniului pe care îl are, sau să rămână în continuare un oraș cu un patrimoniu fantastic, dar un simplu oraș de provincie în România. Și noi să rămânem și să ascultăm la infinit melodia aia cu munții noștri aur poartă și noi cerșim din poartă în poartă. Ei, eu m-am săturat de tânguieli din astea. Eu cred că e cazul nu să inventăm roata, să ne uităm la alții cum au făcut și să facem și noi aici. Să facem și noi aici. Este clar, mai ales că noi trebuie să atragem foarte mulți turiști străini care vin atrași de operele brâncușiene. Vorbeați de acele proiecte care au adus foarte mulți profesori sau elevi din străinătate veniți la Târgu Jiu. Au fost și în județ foarte mulți care efectiv aleg din Franța, din Italia, din țările occidentale în general, vin la Târgu Jiu sau aleg școli din Gorj ca și colaborator, ca și partener, pentru că vor să vadă ansamblu Brâncuș. Deci asta e ca o etichetă pentru Gorj. Sigur că da. Spuneați la începutul discuției pe această temă și foarte bine ați remarcat și dumneavoastră. Într-o oră termin de vizitat ce e de vizitat la Târgu Jiu. Deci trebuie să venim cu obiective turistice. Dacă venim cu astfel de investiție, cu galerie de artă, cu expoziție, cu expoziții care să se ruleze în permanență, cu un muzeu de artă modernă, să spunem, da, cu secția sa de sculptură. Și mai gândim ceva. Operele care le avem în Târgu Jiu, având în vedere și faptul că nu toate dețin aviz din partea Ministerului Culturii, și având în vedere și faptul că unele dintre ele se află în zona de protecție a ansamblului Calea Eroilor, ne gândim la a crea un parc tematic cu aceste opere. Mult mai ușor va fi de interpretat, de vizitat, de admirat, de privit o operă care nu se află într-o intersecție. Și poți să stai lângă ea și o poți privi liniștit în toate unghiurile. Da, iată și un alt obiectiv. Avem peste 100 de astfel de lucrări acum în Târgu Jiu. E clar, pe insula Jiului s-a creat un astfel de parc tematic. Acolo avem. O să mai avem un an, doi,
spațiu de folosit cu taberele pe care le organizăm, cu atelierele Brâncuși. Dar în rest trebuie să adunate. Valoarea artiștilor respectivi a crescut, trebuie să ofere, și aici am spus-o și public, fiecare lucrare va oferi informație, că e cel mai simplu acum cu un cod QR, îți scanezi cu telefonul și primești informație cine este sculptorul, ce expoziție a avut, ce lucrări, ce valoare are, da? Ce găzduiește Târgu Jiu. Sunt sculptori mari. De când mă ocup de sunt la a treia ediție... A crescut de la an la an valoric. Sigur că da. Sigur că da. E foarte important acest parc tematic. Nu inventăm noi roata. Există în Elveția. A fost făcut o investiție privată acolo. Cu da, și turistul care vine vede și aceste opere, deci are ce face pentru câteva ore, pentru că vorbeați mai devreme că trebuie să consume la Târgu Jiu, trebuie să ia masa. Ca să ia, trebuie să-l ține mai mult de o oră, pentru că altfel se urcă ori în autocar, ori în mașina personală și pleacă. Corect. Și mă întorc la problema aceea că nu avem accesibilitatea care ar trebui pentru opere cu parcări organizate ca să poată să-și lase omul autoturismul sau autocarul și să poată vizita în liniște fără să fie problema că vine poliția să-l amendeze sau ce. Nu mai e cazul să zicem chestia Sigur. Asta, dar era o problemă și este că Sigur. Blochează o bandă în fața ansamblului. Deci atunci s-ar rezolva această Sigur problemă. Că da. Pe lângă altele, și apropo de asta, că ne aflăm pe final de emisiune, cred că sunt aveți și alte, să spunem așa, proiecte legate de partea asta și numai de valorificarea brâncușiană. Vorbeam de un traseu turistic da. Al Târgu Jiului. Nu trebuie să fie singur. Mai avem o altă poveste. Traseul pe care îl oferă orașul în ceea ce privește eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu. Casa memorială trebuie pusă în valoare mai mult decât e acum. Și cred că mai și un traseu al caselor vechi. Încă mai sunt case vechi la Târgu Jiu prin anumite care... Avem, cu bunăvoința doamnei profesor Crăciun, care împreună cu copiii de la Spirul Haret au scos o lucrare la un dat, casele Doppler-Reiter. Avem deja o bază de date cu astfel de case, care sunt foarte vechi, care s-au păstrat, din fericire, mare parte dintre ele și care au povești foarte frumoase. Și nu doar casele proiectate de arhitectul Doppler-Reiter. Da? Mai sunt și altele, bineînțeles. Trebuie să începem să gândim deja proiectul 2021. Tudor Vladimirescu. 200 de ani de Românie modernă, Revoluția lui Tudor. După 200 de ani, cred că e momentul ca orașul să se întoarcă la Tudor. Că a fost uitat. A fost uitat. Cred în că, ultima da, perioadă. Cu siguranță, cu Tudorul trebuie redescoperit, Tudor Vladimirescu. Casa Moangă e un patrimoniu da. Care e bine de luat în calcul să-l cumpere primăria împreună cu Consiliul Județean să-l pună în valoare. Deocamdată e o problemă acolo. Nu e o problemă, eu cred că se poate ajunge la o înțelegere. Deci arată cum arată. Sigur. Aici sigur. E problema. Pentru că acea casă, iertați-mă o secundă, acea casă oferă atâtea informații care sunt căutate de turiști. Gândiți-vă că acolo a stat Petrache Poenaru împreună cu Tudor Vladimirescu. Știți foarte bine, sunteți un istoric redutabil. Apare tricolorul pentru prima dată, desenat de Petrache Poenaru. Secretarul lui Tudor. Merită o soartă mai bună și probabil vom fi conștienți și de asta. Sunt multe alte locuri din Târgu Jiu care pot fi valorificate. Însă, din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Cu siguranță o să renodăm această discuție pentru că sunt și alte lucruri care pot fi și cu siguranță le aveți în proiectele viitoare. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și eu pentru ocazia dată și sper... cât mai curând să ne vedem, vorbim de niște proiecte care deja au fost demarate. Cred că... Da, n-am apucat să mai vorbim de activitățile pe centenar, dar poate facem o emisiune specială pentru acest lucru. Ar fi foarte interesant. Dragi telespectatori, a fost împreună cu noi domnul viceprimar Adrian Tudor. Mulțumim pentru atenție. La revedere!